au descoperit un oraș murdar. Este vorba despre sutele de tineri care au participat sâmbătă dimineață la acțiunea denumită Let's Do It Romania și au descoperit că municipiul Petroșani nu este atât de curat precum pare. Tinerii, însoțiți de dascăli, dar și de către reprezentanții ai administrației locale, au curățat fiecare zonă verde a localității, iar ce au descoperit le-a lăsat un gust amar. Este o inițiativă foarte bună și consider că ar trebui mai des făcute aceste activități pentru a forma un mediu cât mai curat pentru locul în care trăim. Cât de important este să avem un mediu curat? Este foarte important să avem un mediu curat pentru aerul care îl respirăm. Avem multe gunoaie în împrejurime și trebuie să le strângem. Am găsit deja câteva, foarte multe sticle, da, peturi, cârtii, foarte multe. E bănuiesc că și mai sus o să se găsească foarte multe mizerii. Voi participați la această acțiune. Ce le recomandați tinerilor care nu păstrează curățenia? Să nu mai arunce atâtea gunoaie, pentru că efectiv e plin de gunoaie pe aici și nu e ok, adică trebuie să păstreze totuși curățenia. Dacă v-ați pune pentru o clipă în postura celor care adună în fiecare zi gunoiul, cum vi s-ar părea această muncă? Eu sunt de acord cu chestia asta, adică eu personal, dacă văd gunoaiele strâng, știu că sunt un pic paranoia, dar da, îmi place să păstrez mediul curat. Alături de tineri au fost și reprezentanții administrației locale care au pus la dispoziția voluntarilor mii de pungi de gunoi, dar și de mănuși. La cei 400 de voluntari pe care îi aveam deja confirmați, cred că au mai participat astăzi și alte persoane doritoare, pentru că numărul lor părea mare când ne-am adunat în față la primărie, iar după ce fiecare și-a luat sacul și mănușile cu care se strânge gunoi, au fost repartizați pe zone, acoperind astfel aproape întreaga arie a municipiului Petroșani. Plecând de la zona OMV și Sălătruc, Slătinioara, Parcul Carol Șreter, aici în zona Brădet, am plecat de jos de la universitate, mergem până în zona Brădet. De asemenea, avem persoane care vor curăța centrul civic și la Pasarelă, plecând până înspre Colonie. La campania de curățenie au participat și reprezentanții de la sistemul hidrotehnic din Valea Jiului, care au ieșit cu peste 30 de angajați și au curățat pârâul Maleia. Apele Române s-au mobilizat cu 35 de persoane, cu angajații de-ai noștri, și am hotărât să atacăm câteva puncte critice unde consideram noi că mizeria este întoi, și anume la Iscroni, pe Jiul de Vest. Am adunat 60 de saci pe Maleia. De asemenea, la judecătorie, între piață judecătorie, am adunat 50 de saci și sus la telescaun, tot pe Maleia, 40 de saci. Suntem în curs de desfășurare a acțiunii, după cum vedeți. Sperăm în câteva ore să finalizăm, după care o să mergem cu sacii la o grapa de gunoi de la Vulcan. Reprezentanții administrației locale de la Petroșani au centralizat cantitatea de gunoi adunată în cursul zilei de sâmbătă, când a avut loc acțiunea Let's Do It Romania. Peste 500 de saci de gunoi au fost umpluți de deșeurile colectate din zonele municipiului Petroșani. Dacă ar fi să raportăm așa în cifre exacte, putem vorbi despre un număr de 420 de voluntari care au participat la această acțiune și în urma căreia s-a finalizat cu un număr de 573 de saci menajeri adunați de pe întreaga raza municipiului Petroșani, la care, bineînțeles, se adaugă și cei pe care au colectat de pe cursul râului Maleia, cei de la Apele Române. Sute de voluntari au participat la acțiune și au curățat zonele municipiului Petroșani.